Noastră să discutăm despre alt nivel. Bineînțeles, v-am spus, nicio propunere pe care am discutat-o cu femei și Comisia Europeană nu privea majorarea, ci întotdeauna am vorbit de un nivel mai redus, dar așa cum am convenit, după ce vom vedea execuția în ceea ce privește veniturile pentru anul viitor, vom putea să venim cu astfel de măsuri de micșorare a nivelului, inclusiv la acciză, pentru că până acum vă spuneam că discuțiile în special s-au axat pe reducerea TVA-ului. Deci este un nivel convenit atât cu femei cât și cu Comisia Europeană. Nu puteam, după ce dumnealor au plecat, să nu respectăm ceea ce ne-am înțeles. În ceea ce privește bugetul pentru 2015, spuneați că astăzi ați aprobat acele limite de cheltuieli pentru principalii ordonatori de credite. Care este stadiul bugetelor? Pentru fiecare ordonator principal de credite trebuie să fie transmis un buget la Ministerul Delegat pentru Buget, pentru ca apoi marele buget să se facă până vineri. Care este stadiul? A transmis cineva în condițiile în care abia astăzi ați aprobat aceste limite de cheltuieli? Practic, în următoarea oră, fiecare ordonator principal de credit trebuie să-și facă bugetul. Aceste limite, ele au fost aprobate astăzi și pe baza acestor limite, Ministerul Finanțelor le va trimite și oficial. Ei vor trebui ca până vineri dimineață să-și construiască bugetul și să prezinte anexele și fișa fiecărei investiții. În mai puțin de 48 de ore? Da, fiecare minister în parte își va face bucătăria internă. Nu durează foarte mult, să știți. Ei au totul pregătit, să nu credeți că cifrele acestea vin de undeva din... Nu, v-am întrebat tocmai pentru că știam în mai multe ministere că era o panică generală pentru că nu aveau totul pregătit. Nu pot să comentez acest. Bun. În discuțiile cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, înțeleg că cei de la FMI au subliniat faptul că nu se poate reduce TVA și la alt produs alimentar, pentru că, iată, pentru panificație, rezultatele nu au fost extraordinar de bune, au fost foarte multe firme care s-au închis și că problema n-ar fi fost neapărat de bani, ci că de faptul că nu au fost rezultate foarte bune în urma reducerii TVA de la 24% la 9% în panificație. Nu, spre deosebire de TVA și acum dacă spre deosebire de pâine și aici dacă vă referiți la carne, TVA-ul la carne îl avem separat și știm exact cât încasăm pentru fiecare punct din TVA-ul la carne. Practic, o reducere de la 24% la 9% la carne ar însemna 1.600.000, un impact de 1,6 miliarde de lei. La pâine nu aveam aceeași situație, pentru că era prins într-o categorie mult mai mare. Și aici apar divergențele. Dumnealor spun că nu a fost un impact pozitiv această reducere. Noi susținem că, dimpotrivă, s-au recuperat 300 de milioane din această reducere a TVA-ului. Bineînțeles, peste această sumă care a trebuit să fie scăzută din venituri, pentru că reducând de la 14 la 9, există un impact negativ, care însă trebuie absorbit de impactul pozitiv al conformării agenților economic din domeniul respectiv. Practic, a rămas în discuție ca dacă vom avea acest excedent pe venituri în primul trimestru și în al doilea trimestru, să venim cu măsuri de relaxare fiscală, bineînțeles, în sectorul sau general, așa cum va dori guvernul României. Nu dumnealor vor fi cei care vor decide. Din ceea ce am observat în ultimul timp în discuțiile cu FMI, din felul în care au acceptat toate aceste măsuri, dublarea deficitului practic deja stabilit pentru 2015, ne dați de înțeles că România semnează un nou acord cu Fondul Monetar Internațional în 2015? Nu. Dumneavoastră ați introdus o eroare în întrebare, și anume dublarea deficitului. Noi suntem fix în deficitul care ne-am angajat. Avem un deficit structural de 1%, un deficit ESA de 1,2%. Ceea ce vorbiți dumneavoastră este de o creștere a deficitului în partea de deficitul cash, de la 1,4 la 1,83. Nu 0,9 cât au propus dumneavoastră. Așa, da. Ceea ce agrem noi cu organismele internaționale nu este deficitul cash, trebuie să știți. Știu, am înțeles. Noi agrem deficitul structural, respectiv deficitul ESA. Acolo rămânem în MTO, rămânem în 1,2%. ESA. Deci nu s-a făcut nicio derogare. Se semnează un nou acord cu FMI anul viitor în 2015, după finalizarea celui actual de tip standby. Nu cred că trebuie să vă răspund acum la această întrebare, nici nu va decide ministrul finanțelor sau ministrul bugetului, dar dacă vreți punctul meu personal de vedere, eu nu cred că mai trebuie continuat acordul, trebuie să ducem acest acord până la capăt în septembrie, dar după aceea cred că este suficient.
Bună ziua, Paul Angelescu de la ProTV. Domnule ministru, la nivelul bugetului general consolidat pe 2015, ne puteți spune cât aveți bugetat pentru cheltuielile de capital? La bugetul general consolidat? Da. Aproximativ 3,1 miliarde. De lei, de euro? De lei. 3,1 miliarde de lei? Da. În condițiile în care anul trecut ați avut bugetat la începutul anului 17 miliarde de lei pentru cheltuieli de capital. În condițiile în care la cheltuieli de capital anul trecut am avut 3 miliarde. Dumneavoastră vorbiți, dacă vorbiți de titlul cheltuieli de capital, da, titlul cheltuieli de capital. Atâta, asta este diferența. De la 3 la 3,1, deci este o creștere. Dumneavoastră vorbiți și de cheltuieli de capital care se dau prin celelalte titluri, titlul 51, titlul 55, transferuri sau alte transferuri. Nu, vorbesc de cheltuieli de capital. Da, la cheltuieli de capital. Da, declarație.